Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Amaviș de Elită. Vești bune din tabăra echipei noastre. Transferurile merg pe bandă rulantă și din ultimele informații oferite de Gazeta Sporturilor reiese că Dinamo ar fi reușit aseară să obțină semnătura încă trei fotbaliști, în afară de cei prezentați până acum. O să facem o recapitulare clară pe posturi la ce avem acum, ce noutăți sunt și ne vom exprima și o opinie scurtă despre jucători. Desigur, opiniile sunt evazive, sunt niște opinii orientative. Nu putem să tragem concluzii decât după ce vedem la joc pe acești fotbaliști aduși din Spania, pe spanioliștia care ne-au invadat fotbalul. Spre satisfacția noastră, bineînțeles, nu o spun cu răutate. Este vorba de ca noutăți. Deci aseară s-a obținut transferul portarului acela Mejía de la Middlesbrough. Mijlocaș ofensiv, dar care poate fi folosit și la închidere de multe ori, un mijlocaș central, poate fi folosit și al doilea vârf, un jucător destul de bun, cu șut bun, Pombo. Și un atacant central, Hierro, un atacant de 27 de ani care nu marchează prea mult sau nu a marcat prea multe goluri, dar este destul de promițător, așa este considerat de contra. A fost pe la Athletic Bilbao, ca și echipă exponențială, așa, mai importantă. În rest a jucat prin Liga a doua spaniolă. Nu aș vrea să mă refer la istoricul lor, la echipele pe la care au trecut. Hierro vine și semnează din postură de jucător liber de contract pe 2 ani de zile cu Dinamo. La fel și portarul Mejía, care se pare că a pierdut postul de titular la Middlesbrough și dorește ca la Dinamo să facă treabă bună. Și pare un portar de experiență, un portar destul de bun. Este un transfer reușit, spun eu, și era așteptat. Era de așteptat să fie adus un portar acolo. Ați văzut ce am pățit etapa trecută când s-a accidentat Straton. Am stat cu sufletul la gură. Pot apărea probleme și dacă nu ai doi portari de calitate, nu faci față. Nu faci față dacă dorești performanță. Deci Hierro, atacantul acela semnat pe două sezoane, cu portarul acesta adus, Mejía. Pombo este puțin mai complicat. El a fost achiziționat de Cadiz și a jucat în Liga a doua anul trecut, dar Cadiz a promovat, a avut o clauză specială și practic i-a făcut să scoată pe cei de la Cadiz 1.200.000 de euro, care era clauză trecută dacă va promova, în momentul în care a fost făcut transferul. Iar acum Pombo nu ar mai intra în planurile de viitor a echipei, nu știu de ce, din ce cauză. E posibil să fie ceva de indisciplină, e posibil, nu știu. Nu am încă date, dar mai mult ca sigur, e un jucător destul de talentat, nu știu dacă l-ai fi renunțat la el așa ușor. Mai ales că trebuie să plătești 1.200.000 pentru el. Dar nu se renunță de permanent, este vorba doar de un transfer temporar, deci un împrumut al acestui jucător, așa că nu ne putem baza pe serviciile lui prea mult timp, este împrumutat până la finalul sezonului. La fel ca și Juan Camara, despre care v-am vorbit și în materiale de ieri, v-am mai vorbit și cu alte ocazii, ei sunt împrumutați, deci astea sunt situațiile lui Camara, împrumutat pentru un sezon de la Jagiellonia, cu opțiune de cumpărare, bineînțeles, iar acest Pombo, la fel, un mijlocaș central, poate juca și de mijlocaș defensiv, în spatele vârfului, chiar și al doilea vârf, poate juca și în benzi, este stângaci, nu este prea înalt, are 1.78, dar nici nu este scund, este un jucător ok. Aflat la maturitate, 26 de ani, toți jucătorii au venit așa la 26-27, cu mici excepții au fost Gol, care a fost și cu Nemes, care au fost la 35 de ani. Dar în rest, jucătorii aduși au fost la niște vârste mai mult decât bune, adică atunci când ei trebuie să confirme clar și au arătat practic cam ce pot.
până acum. Sincer, eu sunt entuziasmat de această campanie de transferuri, dar îmi dorea mai mult în ceea ce privește atacul. La atacanți acolo nu mi-l doream pe ierul ăsta, îmi doream acolo Ante Vukušić. Să se dea bani pe el și să fie adus. Nu știu acum, v-am spus, e intră în discuții. M-a pus puțin pe gânduri și materialul oferit de ProSport, parcă, edițiile de ieri, unde Pițurcă spunea ceva acolo că spaniolii se vor prăbuși pentru că oferă salarii foarte mari și doar o participare în cupele europene le-ar putea amortiza din cheltuieli sau ceva de genul. Adică sunt niște cheltuieli nejustificate cu salariile destul de mari. Păi dacă ai buget de 10 milioane, nu văd de ce nu poți să plătești un 2 milioane pe salarii. Eu nu înțeleg sau... Mă înțelegeți care-i treaba? Probabil că el se gândește Pițurcă la faptul că jucătorii care... Trebuie să ai și ceva vandabil și... Ca să poți să mai aduci ceva bani. Pentru că astea cheltuielile astea nu se fac așa, iurea. Nu este vreun sac fără fund acolo și se fac niște cheltuieli rare. Oamenii vin să bage și bani în buzunar, vă dați seama. Are, este strategia lor și noi așteptăm cu deosebit interes să vedem ce fac. Dar într-adevăr Pițurcă are pe de o parte dreptate. În cazul în care jucătorii ăștia nu vor confirma și vor da kicks și încasările din drepturile de televiziune vor fi mai mici, sau dacă cumva spaniolii vor avea dificultăți și nu vor reuși să plătească anumite tranșe către Negoiță sau alte datorii care sunt prevăzute acolo ca fiind obligatorii în contract, în contractul semnat, pentru că, într-adevăr, Cortaseru a spus clar că s-a semnat, nu mai există niciun loc de interpretare, ei sunt firma condusă de el, de fapt, sau reprezentată de el, este practic la comandă acum, dar prezența lui Bălănescu, așa cum v-am spus și în alte materiale, ne confirmă clar că Negoiță nu că mai are vreun amestec acolo, dar are un spion infiltrat, e un cenzor, cam asta e rolul lui Bălănescu acolo, pentru că era zburat de mult, vă spun eu. Nu-l mai iertau ăștia, Mulțescu, Orac, Țălnar, chiar și Șendrean ăla, nu-l mai ierta. Nu-l iertau pentru că ați văzut ce a făcut la Dinamo și este clar un manager de duzină sau, nu știu, slab. Chiar dacă unii spun că e extraordinar de bun la hârtii, doamne, lăsați-o dragul că fotbalul nu se joacă cu hârtii. Sau nu se joacă pe hârtie. Fotbalul se joacă cu jucători. Ce a făcut, a făcut dezastru. Nu le are cu fenomenul, cu fotbalul și asta e. Nici mai spun de mânuirea banilor, că măcar dacă mânuia banii ca lumea și știa să facă rezilieri, să facă aia, dar pentru asta trebuia să aduci niște jucători ca lumea și să ții bugetul sub control. În fine, subiectul este lung, nu vreau să-l discut, dar era mai liniștitor dacă spaniolii, că asta aici vreau să ajung, dacă spaniolii făceau niște investiții, adică cumpărau câțiva jucători, eventual jucători tineri, pentru că aici, într-adevăr, jucători români tineri nu prea au fost aduși, deci nu prea, deocamdată ei nu prea au ce să vândă, cum s-ar zice. Au adus, dacă privești din punct de vedere logic campania transferului de până acum, pot să spun că le dau dreptate. Deci strategia asta o alegeam și eu. Nu încercam acum să fac investiții în jucători de ăștia promițători, să spunem, sau vandabili, ci doar să aduc niște jucători care se confirme rapid, adică să joace și să obțină performanță în Liga 1, cam asta e. Și asta s-a și făcut, dacă ați văzut, sunt jucători care sunt la 26-27, nu mai ai nevoie de ei să se adapteze, să au experiență. Clar, vor intra rapid. Nu știm acum dacă vor confirma, pentru că fiecare au anumite puncte slabe, că dacă nu aveau puncte slabe, erau jucători de prim rang, erau acolo în prima ligă spaniolă, dar ei au acceptat să vină aici, atrași și de salarii mari, am văzut. Și trebuie să mai apreciem un lucru la campania asta făcută de spanioli. Nu au mai adus, doamne, nu s-au mai adus jucători din spitale, prin clinicile de recuperare. Nu s-au mai adus jucători de ăștia cu genunchii rupți, s-au adus jucători cu
pretenții, adică care s-au și vândut pe bani mulți, cum s-ar zice, adică au cerut, au avut pretenții, dar sunt și jucători care au confirmat, jucători care intră și joacă, cam asta e, și nu au probleme. Am un mic semn de întrebare, am la Pombo, o să mai studiez. Mă gândesc la indisciplină sau ceva, pentru că este un jucător destul de talentat, din ce am văzut niște materiale video cu el și mi-e greu să cred că ea a trebuit să dea 1.200.000 pentru el și acum nu-l mai vor, îl împrumută cu opțiune de cumpărare a lui Dinamo. Dați seama, e totuși un jucător destul de tânăr, are 26 de ani, nu? Ar putea fi vândut dacă prinde un sezon în La Liga, dacă prinde un sezon bun, vă dați seama, poate să fie cumpărat de o echipă mare. Și atunci se câștigă bani frumoși. Eu așa aș gândi eu, nu știu ce să zic. Deci e un semn de întrebare la el și el e promițător, l-am văzut acolo ce poate. Am văzut cam cum se mișcă și se mișcă foarte bine. Bune, transferurile sunt entuziasmante, dar v-am spus, salariile sunt oferite mari și practic încarcă bugetul de cheltuieli, da? Cam asta e problema. O să avem cheltuieli mari cu salariile. Și asta zic că există un semn de întrebare în cazul în care spaniolii nu vor mai continua la Dinamo. Dacă vor apărea alte datorii, alte bălării și neconcordanțe în ceea ce privește auditul și datoriile lui Dinamo către terți sau către stat sau altceva, sau vreun litigiu legat de procesul acela de insolvență, cine știe, se poate întâmpla orice. La orice situație de asta care n-ar mai da cu sau le-ar da lor cu virgulă la spaniol, iar putea să și ia jucăriile și să plece, pentru că nu au investit prea mult. Practic ei până acum au creditat clubul, iar pe noi ne-ar lăsa cu jucătorii ăștia cu salarii mari și cu un buget destul de sufocant, practic. Un buget de cheltuieli destul de sufocant. Cam asta e pericolul care eu vi-l prezint. Dar acum nu trebuie să ne uităm la drobul de sare și să așteptăm că o să cadă sau asta. Mai trebuie să ne vedem de treabă înainte. Deocamdată ce ne arată acolo și cum se merge, se merge foarte bine. V-am spus, eu îmi doream să văd un transfer pe bani ca să am confirmarea că au și potență, că au putere financiară. Dar contra s-a mulțumit cu ce i-a fost adus și nu i-au fost adus jucători de 2 lei. La mine un semn de întrebare din nou este la Camara. Juan Camara, care a fost dat prin comunicat oficial că a venit împrumutat pe un sezon și cu opțiune de cumpărare. Dar ieri m-am uitat, am consultat Transfermarkt și acolo scria că e transferat definitiv pentru 3 sezoane. Acum i s-a făcut contract pe 3 ani. Nu știu dacă e adevărat. Chiar nu știu ce să cred. O să așteptăm să vedem zilele viitoare ce informații o să mai avem. O analiză pe posturi, suntem acoperiți. Deci pe postul de portar îl avem pe Straton și pe... Avem 3 portari buni. Deci avem 2 de experiență. Deci l-avem pe Mejia asta care... Ăsta ar... Mai mult ca sigur că îi va lua locul lui, sau îi va lua fața lui Straton, pentru că e plătit și foarte bine. Și nu se are de 20.000 și vă dați seama că nu l-au adus ăștia degeaba, nu au dat ăștia banii ăștia pe el ca să-l țină rezervă. De asemenea, nici el nu cred că vine să joace rezervă sau când a vorbit cu Contra sau cu celălalt, a discutat, băi, eu vin, dar nu mă pui pe mine să stau pe dușă sau... Deci Straton e în pericol acum. Dom'le, Straton e un portar decent, din cât a arătat. Eu l-am vorbit așa mai de rău la aducerea sa la Dinamo, nu e un portar de Dinamo pe care noi îl dorim la Dinamo, noi ne dorim portar gen Lobunț. Azi portari, de Stelea, portari buni, nu chiar și Prunea, na. Deci ne dorim portari de... cu capacități, nu așa orice portar care voi că e promițător sau că e decent, joacă la Dinamo. Deci asta e, trebuie să înțelegem. Straton e un portar foarte bun, e un portar bun, decent, cu experiență, matur, deci e un portar bun, Straton, pentru Liga 1. Clar. E la o vârstă bună, la 30 de ani, destul de echilibrat în ceea ce privește reacțiile, plasamentul, asta, deci e un portar bun. Asta din ce am văzut. Eu când a venit în coace, avea deja 2 retrogradări sau nu mai știu câte retrogradări avea la activ.
retrogradase cu Călărașul și cu Timișoara în două sezoane consecutive și mi-am dat seama că zic e groasă. Chiar dacă la Călăraș putem spune că a avut o evoluție foarte bună. A avut evoluții bune la Călăraș, dar acolo a fost ei prea slabi. Echipa a fost mult prea slabă și nu a reușit să țină pasul, să rămână în Liga 1. A avut bani, e clar, acolo. Ce să mai... Pe postul, deci v-am spus, Mejía cu Straton ar fi acolo și cu opțiune, adică prima opțiune și de titularizare este Mejía, clar. Și acolo mai e Ișanu. Deci avem... La portar suntem acoperiți complet, a fost un transfer foarte bun. Dacă s-a făcut acum, eu nu vreau să, n-am vrut să speculez ceva, anumite informații, să vin rapid așa să spun că s-a făcut, dar informațiile date de Gazeta Sportului indică clar că ei au acolo ceva surse care le-au spus că jucătorii în speț au fost convinși și au semnat și sunt așteptați acum să vină la Dinamo, asta e tot. Noi așteptăm confirmarea oficială, pentru că ați văzut, de multe ori apar unele lucruri care împiedică punerea în practică sau semnarea unor contracte sau, eu știu, transferul unor jucători. Atunci, abia când transferul va fi făcut oficial de club, atunci putem să spunem că da, e făcut. Dar, totuși, eu cred că jucătorii ăștia vor veni, pentru că Cosmin Contra a confirmat interesul pentru acest portar și cred că îl va lua. Și băieții ăștia văd că se mișcă destul de bine. Rufo Colado ăsta se mișcă bine pe piața de transferuri. Am văzut că se mișcă foarte rapid. Au și niște relații cu niște firme de impresariat. Am auzit ceva de fratele lui Guardiola, fratele lui Pep Guardiola. Sunt două firme de impresariat, doi impresari destul de puternici acolo în Spania, cu care ei colaborează. În preponderență am văzut că o casă de asta de impresariat colaborează mai mult și au luat mai mulți jucători pe filiera lor. Este important ca această firmă să ia o firmă de asta de impresariat destul de bună care să-ți permită să transferi jucători buni, care să aibă jucători în subcontract, jucători buni de valoare. Noi acum vă dați seama, nu avem timp de stat la discuții și de căutat. Pe partea dreaptă îl avem pe González, băiatul ăla din Venezuela, care e internațional venezuelan, experiență cuprinde, 27 de ani, poate fi un produs vandabil dacă el joacă un sezon sau două la un nivel bun aici în România. Ca acoperire, ca o rezervă aici, nu avem, nu avem alte variante. Aici trebuie adus un tânăr sau ceva crescut un tânăr acolo sau eu știu. În caz de nevoie ar putea intra Sorescu, da, acolo, pe flancul drept și s-a rezolvat problema. Am putea fi acoperiți aici pe dreapta sau... Dar oricum trebuie crescut un tânăr, asta e clar, trebuie crescut un tânăr acolo care să vină din urmă, în caz de transfer sau în cazul în care acest jucător González nu va confirma, el să fie crescut acolo sau, eu știu, pentru sezoane viitoare să fie adus. Un jucător tânăr de perspectivă ar trebui adus acolo. Postul, v-am spus, poate fi acoperit și de Sorescu pe flancul drept, deci e ok. În ceea ce privește fundașii centrali, îi avem pe Pulici și Ekman, care Ekman se pare că i-a luat fața lui Ricci Grigore. Ricci Grigore luptă la baionetă cu Ekman acolo pentru titularizare și mai mult ca sigur va fi adus un fundaș central pe această poziție, clar. Va fi adus un fundaș central care să aibă experiență, să poată juca titular, asta în cazul absenței lui Puli sau, eu știu, chiar și în alte situații, trebuie să ai patru fundași, clar, și iar îndepărtarea lui Popescu ne indică că acolo va fi operat un transfer, clar. Pe partea stângă îl avem fundaș central pe Isma Lopez, fundaș stânga pe Isma Lopez, 30 de ani, experiență cât cuprinde, un jucător destul de incisiv, destul de rapid, poate fi folosit în caz de urgență și pe aripă, chiar și ca fundaș central, un jucător destul de înalt, 1.83, parcă ți rețin, un jucător destul de promițător, bun și ar trebui să confirme din prima, să intre din prima fără discuții. Fundașii laterale au avut și timp de adaptare, au avut timp să se pregătească, deci ei mai aștept să fie titulari în partida cu Botoșaniu. Deci apărarea care v-am spus-o ar trebui să fie cea care o așteptăm și cea care este de valoare, da? Iar la închidere acolo sunt ceva probleme datorită accidentării grave a lui Achim, care va sta pe tușă 3 luni de zile după o fractură la metatarsiene. Este
nedorit ce s-a întâmplat, dar ați văzut că se întâmplă, se poate întâmpla și atunci jucătorii mai bătrâni așa se refac mai greu. Bine, la operația asta oricine se reface mai greu. E o operație care necesită implantarea unui șurub, sudarea osului și apoi o nouă operație pentru a se scoate șurubul respectiv sau ceva de genul. E destul de complicat. Din câte știu eu, nu sunt medic, dar ce am citit despre această operație. De aceea e complicată. Probabil că Akinva are 31 de ani, probabil că el a fost și dorit de contra, probabil că el va reuși să revină, să joace în primăvara anului viitor sau poate cu puțină șansă, dacă însănătoșirea e deplină și e destul de grabnică, poate în decembrie, poate în decembrie, pe finalul sezonului regulat. La închidere, deci aici este problema și pe cine putem baza acum? Îl avem pe gol. Îmi dă frisoane când mă gândesc că e acolo Răuță cu încă mai e Răuță în lot și cu Șerban, dar nu cred că vor intra vreodată în vederile lui Contra, poate doar ca rezerve să fie, eu știu, trimiși așa în anumite momente ale jocului sau spre final sau ceva de genul, nu știu ce să zic. Dar nu i-aș vrea în niciun caz și venirea lui Pombo acela, jucătorul de mijloc, da? Jucătorul, mijlocașul central, care el are o tentă ofensivă, el e mijlocaș ofensiv, așa este prezentat și pe Transfermarkt și chiar și poziționarea sa în niște videoclipuri pe care eu l-am văzut jucând ofensiv, dar am văzut și două partide sau trei în care el venea din spate, deci el era închizător sau juca în centru. Axul central în centru și mai retras. Deci poate să facă postul ăsta, mă aștept probabil la un Pombo cu gol acolo. Sau pentru partida cu Botoșaniu se va prefera, eu știu, introducerea lui Ricci Grigore în linia de mijloc lângă gol. Vom vedea ce variantă alege Contra, dar aici la mijloc avem următoarele posturi, deci deocamdată îl avem pe gol și pe Vlad Achim, care sunt clari. Pombo ăsta, dacă a venit, poate să joace postul ăsta și e și el acolo și ar mai trebui adus un jucător, eu așa spun. Mai ales până când se va reface Achim, mai durează. Și nu știu dacă va mai reveni la forma care era. În fine, e destul de complex. Aici este o problemă destul de importantă, pentru că pe axul central ai nevoie de jucători cu experiență, jucători foarte buni și nu ai voie de rateuri, pentru că este un post important. Mai e varianta Paul Anton, care văd că nu s-a terminat, nu s-a n-a ieșit din calcul. Contra, chiar dacă nu o spune, mai speră în aducerea lui Paul Anton, dar din nou mă îndoiesc puțin de puterea financiară a spaniolilor, pentru că așa cum li s-a propus salarii mari la jucătorii spanioli, putea să se rezolve problema și cu Paul Anton rapid. Dacă îi se dădea 20.000 pe lună sau 18.000, ceva un salariu pe acolo, 17-18.000, eu știu dacă îi se dădeau, eu zic că nu mai lua în calcul un transfer afară și rămânea la Dinamo și asta era. Și e un jucător destul de bun, 29 de ani, în circuitul echipei naționale, eu zic că era un transfer care trebuia făcut, mai ales că știe ce e la Dinamo, tot, se adapta foarte repede. Nu, nu, nu văd de ce nu îi se face transferul ăsta, trebuia să se facă mai devreme, asta era, se forțeze aici și se rezolva la centru acolo, pentru că închizătorii sunt foarte importanți în sistemul, mai ales că jucat de contra 1-4-2-3-1, că el așa joacă, preferă sistemul ăsta, l-a jucat și la națională mai în toate partidele și nu cred că se va abate din nou nu va schimba sistemul, clar, și jucătorii pe care i-a adus pentru sistemul ăsta, din câte am văzut eu ce jucători a transferat, i-a transferat exact pentru acest sistem și i-a acoperit pentru orice situații, a făcut niște transferuri foarte bune. În ceea ce privește benzile, l-am adus pe Borja Balonga, sau așa cheamă, da, Borja Vale Balonga. Extraordinar, din filmele de prezentare, ca și cifre, arată bine, totul e ok, tot așa, 27 de ani, un jucător care trebuie să dea randament, nu se poate acolo. E Sorescu pe partea dreaptă, deci sunt două variante acolo, flancul drept e acoperit, în cazul unei lipse a lui Gonzalez, să spunem, din apărare, Sorescu poate fi coborât și Borja poate juca în flancul drept acolo fără probleme. În partea stângă, Camara cu Fabrini,
Ar mai fi și tinerii Mihaiu și care s-ar putea preta pentru aceste posturi și chiar Bani poate juca și central în spatele vârfului acolo. Aici există o versatilitate. Deci ar fi un Bani cu Fabrini acolo, un Bani cu Fabrini în spatele vârfului, mijlocașul din spatele vârfului, iar în lateral ar veni Camara, care poate juca la rândul lui, am observat, Camara sau chiar Borja poate juca pe stânga, deci Borja este foarte versatil, poate să joace și dreapta și stânga. Camara am văzut că este foarte versatil și poate juca de asemenea și fundaș stânga. Am văzut câteva imagini în care el juca la Barcelona fundaș stânga și o făcea destul de bine, a făcut-o destul de bine. Am văzut niște imagini destul de promițătoare și cu el. Este un jucător destul de tehnic, puternic, nu este de la... Nu se aseamănă cu Salomão. Salomão era mult mai fragil pe fază defensivă, nu prea putea să facă defensiva. Ăsta face faza defensivă. Și Salomão nu putea să joace pe stânga. A jucat, dar nu era un fundaș de temut așa puternic, dar ăsta e puternic pe picioare. Poate juca fundaș stânga fără nicio discuție acolo și îl poate suplini pe Lopez în cazul în care el e accidentat. La vârfuri venim aici clar cu... Probabil că de asta s-a și rămas la doi atacanți, probabil că se va merge pe Nemeț. Pariul lui Contra este revitalizarea lui Nemes, care nu a mai marcat de anul trecut, dar care la FC Papos acolo, sau Pafos, cum le zice la ea, în Cipru, a fost vioara numărul 1, pentru că am văzut un material video, îl puteți găsi pe Dinamo Viș de Elită, în care a contribuit decisiv, nu în sezonul ăsta, dar în sezonul celălalt, în primul sezon în care a venit la Pafos, cred că a marcat vreo 16 sau 18 goluri și a contribuit, a făcut alte 5-6 goluri, asisturi a dat acolo la goluri. E un atacant extraordinar de experimentat și dacă va merge, și cred că va merge în Liga 1, dacă va mai putea să ducă fizic, nu vor fi probleme. Vom fi acoperiți acolo. La Iero, băiatul acela, e un experiment. Contra nu prea l-a vrut așa de tare, din câte am înțeles eu, dar i s-a oferit și probabil că, ca și rezerva lui Nemeț, ar putea fi adus acolo. Pare destul de incisiv, e tinerel, nu știu dacă are joc de cap, nu l-am văzut în niște materiale așa ca să pot să-mi dau seama. Nu e comparabil cu Nemes din câte am văzut, este destul de rapid, e rapid așa, dar poate fi folosit, mi se pare mie că poate fi folosit al doilea vârf. Mai bine decât un atacant central, dar decât ce am avut noi până acum este vis, e clar. Cam astea sunt opțiunile care, sau jucătorii pe care îi avem acum și care au fost declarați că s-au transferat. Astea sunt lotul mare creionat, dacă ați văzut, eu am făcut o analiză rapidă. Ar mai trebui, clar, un fundaș central acolo și ca să fie acoperit total, să duci să pleci la drum cu tupeu, îți trebuie un fundaș central cu experiență și un închizător, dacă nu cumva doi. Dar la închizători mai poți să mai crești din tineri pe acolo să vezi ce mai poți să aduci. Și deși nu avem în curte, ar fi Dudea, dar Dudea nu s-a mers pe el. Vom vedea, chiar vom vedea și mai rămâne un semn de întrebare, ce jucători Under 21 vor fi forțați? Unul va fi clar Eman, iar în cazul în care el va lipsi va veni Grigore acolo sau poate Grigore și Eman, pentru că ei nu s-au... Eman i-a luat fața acum, clar, e mai în vână, dar se înțelege mai bine cu Pulici. A profitat și de ezitările lui Ricci Grigore din ultima perioadă și s-a înfipt acolo bine, nu prea greșește și se vede că joacă meci de meci constant și... Va fi greu de dat afară de acolo, clar. Ricci e într-o mare dificultate. Iar în ceea ce privește următorul sau al doilea jucător de Under 21, eu cred că va fi forțat Banii pentru că are potențial, se vede clar. E un jucător destul de bun. Nu prea are șut, nu prea trage bine la poartă, am văzut, nu prea șutează bine. Mihaiu, la fel, e incisiv, are potențial, dar e mai bun de Banii decât el, eu așa spun. Sunt și puțin de profil diferit. Mihaiu poate să joace benzi, iar ăsta Banii ar putea joace orice poziție acolo, dar parcă mai bine stă în centru acolo, în spatele vârfului. Parcă. Dragii mei, cam atât am avut de spus pentru astăzi. Sperăm ca transferurile să se concretizeze și să fie prezentate, cele trei transferuri. Portarul Mejia, Pombo, mijlocașul acela central de 26 de ani de la Cadiz. Chiar dacă vine împrumut, e ok. Și cine mai era acolo? Atacantul Iero.
Sperăm să se concretizeze aceste transferuri, să fie prezentați jucătorii și atunci chiar putem să spunem că suntem acoperiți, putem să începem sezonul fără niciun fel de probleme. Acum singura problemă va fi când jucătorii vor putea fi integrați, când vor fi pregătiți, ca și pregătire fizică, că cu asta îmi voi încheia, nu vă mai țin mult. Ca și pregătire fizică, Isma Lopez ăla este pregătit, poate să intre 100%, Gonzalez la fel. Cine mai e acolo? Portarul acela, clar, nici nu are nevoie. Îl cobori din avion și l-ai dat tricou și se duce și apără la experiența care o are și ce valoare are. Ce mai avem acolo? Borja, nu știu în ce stadiu de pregătire este sau asta, dacă o fi jucat, dar el vine practic după un sezon și după pregătirea pentru noul sezon care a făcut-o cu fosta sa echipă din Liga 2. Nu mai rețin care este Girona, nu mai știu ce echipă a avut ultima echipa lui. Iar Camara vine din prin sezon de la polonezi, a jucat deja în acest sezon două partide în campionat și una în cupă, deci nu ar fi probleme, nu văd să fie probleme, are trei partide oficiale jucate în sezonul ăsta. Juan Camara, deci Camara intră sigur fără probleme, nu are nicio greață. La Iero un semn de întrebare și la Nemeț, pentru că ei nu se știe Nemeț dacă a fost pus pe picioare, aici este un semn mare de întrebare și avem ne teamă pentru meciul cu Botoșani, dorim să avem un atacant care să ducă tot meciul și să joace bine acolo. De asemenea, nu știu în ce stadiu se află Gol, pentru că l-ați văzut, s-a văzut că e mijlocaș foarte tehnic și bun și este cu experiență, este și incisiv, este un transfer reușit, clar, dar dacă ați observat, el a cam terminat bateriile și a repriza secundă și nu n-a dus. Nici intenția lui Contra nu a fost să-l introducă în primul minut, dar a fost forțat și ați văzut că nu a putut să achite prea bine de sarcini în repriza a doua, a cam terminat benzina. Sperăm ca lucrurile este altfel acum după două săptămâni, dar vă dați seama, timpul este scurt și nu putem spera chiar la minuni. Dar el trebuie să joace, nu avem alte variante acolo. Dragii mei, numai bine, doar din Dinamo București și seminii noastre, vă salut!